Bună ziua, revenim cu un vlog. Sunt de pe la porumbei. Da. Noutățile. Masculul ăla de acolo cu capul ăla să mergea cu porumbița aia. Deci am eu de ea, că, dacă e porumbiță. Cu asta. Și cu... Deci ăsta. Cu asta s-au împerecheat. Da, acum le-am pus mâncare, le-am pus apa. Deci le dau drumul. Haideți să le dăm drumul. Ieri am văzut asta când se călcau. Deci, oricum îmi convine, sâmbătă de la expoziție o să iau o femelă pentru fratele ăstuia de cuib, care nu se vede. Nu se vede, mă rog. Frate s-o de cuib. E la camasculu, gata să. Au ieșit pui de jucător. O la jos să-și revină. Deci da. Oricum aveam alte planuri cu masculu, dar mă rog, e bine și așa. E bine și așa. Ziceam că din ianuarie, de la anul încolo, lui o să îi iau tot lista aia, care o avem legată la aripă, pentru abonații mai vechi, aia legată la aripă. Lista aia de la cum scroll la gut, mă rog. Așa, na, ce să... Cum ce să vă mai zic? La zbor, noi mai dau că... Știu eu că vi s-ar lua să vedeți niște porumbei zburând. Oricum, eu să plece singur, da. Da, deci am văzut că s-au strâns 20 de like-uri. Oricum, acum dacă să, o să fac cu o pereche asta, sau cu capul alt, dacă o să-și ia cuib și o să se împerecheze, să ouă, noi las, le iau ole, chiar dacă o să le, o să le stic o oare, că na. Mă rog, o să o iei rapid iară, dar nu-i mai las. Nu le las niciun ou. Sper să nu facă ouă. Ăștia ce am bătrânii iarna, am văzut că nu ouă, ceea ce mie îmi convine. Știu că las crescătorii ouă și iarna, scot cu iarna. Dar ăștia mie nu, bătrânii nu. Deci da, prinăuntru mai decât masculul ăla cu aripa tăiată. Nu o să vede, mă rog. Deci haideți să închei vlogul. Să vedem să le pun apă nouă, că n-ai de 3 zile. Le pun apă nouă și când o să ajungem 20 de like, revenim cu un alt vlog. Pa, pa!